De când a preluat un nou mandat de primar al orașului Cavnic, Vladimir Petruț a avut o primă dare de seamă în fața alegătorilor prin intermediul rețelelor de socializare. Așa cum a promis, va sta de vorbă cu cetățenii prin intermediul internetului o dată pe lună la ora primarului. Într-o primă intervenție a vorbit despre realizări recente, dar și despre proiecte de investiții. Pe de altă parte, primarul Vladimir Petruț le-a prezentat cetățenilor documentul care atestă statutul de stațiune de interes local al orașului Cavnic, oferit prin hotărâre de guvern. Edilul încurajează totodată populația să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea unor afaceri locale. Doresc să vă anunț pe această cale că, așa cum eu v-am promis, m-am ținut de cuvânt, mă țin de cuvânt și, în primul rând, doresc să vă spun că a fost orașul Cavnic a fost declarată stațiune de interes local prin hotărârea de guvern numărul 887/2020, publicată în Monitorul Oficial și intrată în vigoare prin numărul 985/2020, orașul Cavnic a devenit oficial stațiune de interes local. Vă și prezint hotărârea de guvern pentru cei care doresc să vadă. O aveți pe ecran și dacă o să o căutați pe internet, cu siguranță o să o găsiți în Monitorul Oficial, hotărârea de guvern prin care orașul Cavnic a fost declarat stațiune de interes local. Și aici și aveți unde este încercuit orașul Cavnic, județul Maramureș, și practic suntem stațiune de interes local. Ce avantaje aduce cetățenii orașului Cavnic această hotărâre? În primul rând, începând din acest moment, cetățenii orașului Cavnic și agenții economici de pe raza orașului Cavnic vor putea să acceseze fonduri europene. Nu mai există o limită, până la urmă noi eram condiționați să îndeplinim anumite condiții, nu prea eram eligibili, fiind o localitate sub 10.000 de locuitori, accesam foarte greu fondurile europene. În acest moment acest lucru s-a retras și vreau să vă spun că suntem practic eligibili tot ceea ce înseamnă să proiecte, atât pe infrastructură, atât pe turism, pe dezvoltare, agenții economici din oraș care doresc să deschidă diferite activități sau afaceri noi, care doresc să și le modernizeze pe cele existente, într-un cuvânt, suntem eligibili pentru fonduri europene. Pentru acest lucru, în perioada următoare, doresc să aduc o firmă de consultanță care să dea consultanță cetățenii orașului Cavnic și agențiile economici de pe raza orașului Cavnic și să îi îndrume exact în ce domeniu se pot adresa. Pe această cale doresc să vă și încurajez pe toți să accesați fonduri europene, iar toți cei care doriți să vă deschideți un business sau care aveți o idee sau ați avut o idee, să știți că în acest moment această idee ar putea să devină realitate, pentru că putem să primim finanțări europene, ceea ce la Cavnic încă nu s-a întâmplat, acest lucru știm cu toții. Foarte puțin bani au fost atrași europeni de către agenții economici din Cavnic sau chiar mai deloc, pentru că noi, orașul Cavnic, era mai greu să accesăm fonduri. Începând de acum înainte, se pot accesa fonduri și eu cred că este foarte important să facem acest lucru, pentru că dacă vom atrage fonduri europene spre localitate, localitatea se va dezvolta, oamenii vor avea bunăstare și cred că până la urmă este și țelul pe care îl urmărim fiecare dintre noi. Așadar, să știți că începând de astăzi nu sunt vorbe mari, orașul Cavnic a devenit stațiune de interes local și cred că este o mare realizare. Dacă în anul 1965 ne transformam din comună în oraș, uitați că acum în anul 2020 primim o hotărâre de guvern care va schimba viitorul orașului Cavnic. Hotărârea numărul 887/2020 va rămâne în memorie ca o hotărâre pentru Cavnic și o să vedeți că începând din această perioadă Cavnicul va fi eligibil, așa cum spun, vom atrage fonduri europene și ne vom dezvolta. Și acest lucru se va simți în perioada următoare. Bineînțeles că este foarte important ca și agenții economici din raza orașului Cavnic să-și dorească să acceseze fonduri și eu încurajez să facă acest lucru. Mai mult decât atât, a fost o promisiune pe care eu am făcut-o în campania electorală înainte de a mă alege pentru al doilea mandat și mă bucur că n-au trecut nici 30 de zile de atunci și deja această promisiune a devenit realitate. Este doar unul din punctele pe care eu l-am promis și care s-a realizat. Un alt proiect este investiția de la Spitalul de Psihiatrie din Cavnic. Peste 10 milioane de lei vor fi investiți în lucrări de reabilitare, modernizare și dotarea unității medicale. În urma implementării proiectului, aflat în derulare, va crește și capacitatea spitalului și vor fi create noi locuri de muncă.
După ce s-au terminat alegerile, nu am stat să întindem mâna sau să stăm să așteptăm ziua de mâine. Vreau să vă anunț pe această cale că deja spitalul din Cavnic a intrat în procedură de licitație, deci practic investiția pe care noi o facem la spital a intrat în procedură de licitație și acest lucru înseamnă că odată ce se declară un câștigător sau o firmă care să se ocupe de această investiție, o să înceapă lucrările. Acest lucru cred că se va întâmpla în primăvară pentru că vine și iarna și va fi foarte greu să lucre iarna, chiar dacă un agent economic va fi declarat câștigător, lucrările nu vor începe numai în primăvară. Este important, la spitalul din Cavnic vor fi atrași peste 100 de miliarde de lei vechi, bani care vor fi investiți în modernizarea, dotarea și dezvoltarea spitalului psihiatriei din Cavnic și până la urmă în crearea de noi locuri de muncă. Capacitatea spitalului va crește cu 40% și vă dați seama ce înseamnă acest lucru, atât pe zona de cazare, cât și pe zona de resursă umană. Ne dorim acest lucru, ne l-am dorit încă de la început și să știți că el deja devine realitate. Dacă spitalul a fost o promisiune, deja noi putem spune că este rezolvată pentru că știm că stadiul fizic a documentelor este în ultima fază, doar urmează licitația și execuția practică. Primarul a amintit și de impozite și taxe locale. Pentru ceea ce înseamnă impozite și taxe locale pentru anul 2021, ele vor rămâne la nivelul anului 2020. Un alt proiect aflat în derulare este cel de reabilitare a locuințelor. Eu, în calitate de primar, îmi doresc să reabilitez toate blocurile de locuință din Cavnic, dar acest lucru trebuie să vi-l doriți și voi cetățenii. Fiecare cetățean, ca să poată să intre în programul de reabilitare cu blocul respectiv, trebuie să îndeplinească mai multe cerințe care sunt obligatoriu, să fie asociație de locatari și să facă fiecare dovada că au fost contribuția de 20% și că nu sunt impozite datorate bugetul local. Totdeauna trebuie să aveți un președinte de asociație și acea persoană să vină la noi la primărie și să discutăm. Noi ne dorim și eu îmi doresc să reabilitez toate blocurile. Deja avem încă două blocuri în reabilitare și cu cât depuneți mai multe solicitări, cu atât noi vă asigurăm că ele vor intra în finanțare. Eu îmi doresc ca toate blocurile din Cavnic să fie reabilitate. Vladimir Petruț a amintit și de alte două proiecte de investiții proaspăt câștigate pentru Cavnic și a solicitat sprijinul cetățenilor în susținerea activității Consiliului Local și a angajaților primăriei. Doresc să vă anunț că din alte proiecte pe care noi le-am gândit pentru comunitate încep să devină realitate alte două proiecte și doresc să vă anunț că pe lista sinteză emisă de Compania Națională de Investiții în urmă cu două zile, care o aveți și în fața mea, lista sinteză, așa, din 27.10.2020, deci 27.10.2020, au fost prinse alte două proiecte de către Guvernul României. Deci, practic, lista sinteza, obiectivul de investiții din cadrul subprogramului Unități și Unități de Învățământ de Stat din Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social. Și dacă o să vă uitați, pe această listă sinteză emisă prin ordin de ministru, orașul Cavnic a fost prins cu două investiții și am să și vi le arăt. Deci, cele două școli, practic, Colegiul Economic Pintea Viteazu și Școala Generală numărul 2 au fost prinse pe această sinteză, listă sinteză și am să vă și spun despre ce este vorba. Deci Maramureș, Cavnic, reabilitare termică, Colegiul Economic Pintea Viteazu, strada 1 mai numărul 15, oraș Cavnic și reabilitare și modernizare școala generală numărul 2 plus sală de sport, corp C1, C2, strada Independenței numărul 2, oraș Cavnic. Deci, practic, primele două școli care noi le-am depus prefinanțare dintr-un total de 3 au fost deja prinse spre finanțare pe lista sinteza obiectivelor de investiție finanțate pentru anul 2021 de către Compania Națională de Investiții. Dragii mei căvnicari și dragi prieteni, vreau să vă spun că cred că orașul Cavnic într-un timp atât de scurt niciodată nu a avut așa multe proiecte și așa sume mari de bani. Deja discutăm de câteva sute de miliarde de lei. Vreau să spun că și școala generală numărul 2 și sala de sport vor fi modernizate la standarde europene, iar pe clădirea liceului dorim să o izolăm cu vată basaltică și să-i dăm o altă față. Deci, într-un cuvânt, eu cred că ne modernizăm, orașul Cavnic se va moderniza în perioada următoare și să știți că acest lucru este până la urmă mulțumitor pentru noi cetățenii Cavnic, pentru că orașul se va dezvolta și se dezvoltă. Așadar, vin în fața noastră cu patru mai exact cu spitalul, puncte tari, vedeți noastră mai puțin de o lună de zile, două școli prinse spre finanțare, o hotărâre de guvern prin care suntem declarați stațiuni de interes local și deja Spitalul Psihiatriei Cavnic intră în procedură de licitație.
Practic, să știți că zilnic acest lucru îl facem noi. Ca să poți să ajungi să intri pe astfel de liste, îți trebuie proiecte, îți trebuie documente și multă, multă muncă. Și să știți că noi în această perioadă asta facem, muncim. Deci pentru noi alegerile locale au terminat și avem 4 ani de muncă. Eu cred că ar fi important ca toată lumea să vină alături de noi și să ne susțină ca să putem să ducem mai departe proiectele începute.